povestea legată de faptul că eu mă prezint cu ambele prenume, sunt Irina Cristina Vasilescu și știu că multora li se pare destul de prețios sau pretențios și mulți dintre prietenii mei chiar fac mișto de mine pe tema asta, că sunt Irina Cristina Vasilescu de la Radio România Muzical. E bine, acum în urmă cu mai bine de 15 ani când am ieșit prima oară pe post, eram în direct dimineața, infobuletinul muzical cred că începea la ora 8 atunci, deci eram foarte matinal. Mă ascultau încă părinții mei, era ceva proaspăt. Și tata, care mă strigă doar Cristina, de altfel toată familia lui mă știe doar de Cristina, a zis, cum dragă te-ai prezentat Irina Vasilescu, dar nu te cheamă și Cristina? Și atunci am cerut permisiune de la directoarea de atunci a postului și am început să mă prezint cu ambele prenume. Asta în cazul în care, din nou, vi se pare că sunt așa pretențios, prețios, a trebuit să satisfac dorințele tatălui meu și, mă rog, în timp m-am obișnuit și eu cu asta. Dincolo de asta, în plan profesional, asemenea tuturor colegilor mei, sunt și eu muzician la bază, am făcut liceu de muzică din Ploiești, am făcut pian chiar foarte serios, cu concerte, cu recitaluri, cu multe concursuri, stres mare, așa cum se întâmpla atunci cu olimpiade, turnee, am cântat și în cor foarte mult, îmi plăcea foarte tare, mama mea de altfel este și ea muzician, e profesoară acolo de pian și de canto la Ploiești, așadar am crescut așa într-un mediu foarte artistic și am hotărât înspre finalul liceului să fac muzicologie pentru că eram foarte pasionată de literatură și mă bucur foarte tare că ne întâlnim în acest spațiu al Cărtureștiului pentru că sunt înconjurată de cărți. Și aici, dacă nu mă înșel, suntem chiar în secțiunea legată și de muzică clasică. Am văzut câteva albume foarte interesante. În plus, după ce am făcut licența și masteratul aici la București, la conservator, în muzicologie așadar, am hotărât că trebuie să mă extind și pentru că meseria aceasta de radio se fură și am avut colegi nemaipomeniți care m-au învățat meserie, le mulțumesc din nou, m-am gândit că ar fi bine să fac totuși și studii media și atunci am făcut un al doilea masterat de studii internaționale media, așa se numește programul, este în cadrul unei academii 2CV-le, deci la 2CV-le unde am și lucrat vreme de 2 ani și jumătate în redacția de cultură, între altele. Și apoi am revenit în țară pentru că sunt foarte pasionată de ceea ce fac și pentru că mă simt foarte, foarte în largul meu când sunt la microfon, nu neapărat în fața camerei de luat vederi, dar în studioul nostru 23 al muzicalului. Și mă simt foarte bine, am revenit acasă din 2014, multă lume mă întreabă dacă nu regret, nu regret deloc și trebuie să vă spun că purtam ochelari până să revin acasă și la câteva luni după ce am revenit în februarie 2014 am renunțat la ochelari pentru că am constatat că am scăzuseră dioptriile și am pus-o pe seama faptului că ce bine este că am revenit la mine în București. Nu știu cum sunt alții, dar eu nu pot să spun că sunt motivată zi de zi, aș minți să spun asta, dar în proporție de 99% sunt foarte pasionată de ce fac. Sigur că sunt și zile mai puțin bune, sunt și ceva dezamăgiri și ceva nervi, acum sunt foarte sinceră, nu? Dar în cea mai mare parte simt că sunt la locul meu și mă simt foarte, foarte în largul meu, ca peștele în apă, așa, mai ales când sunt în direct. Iubesc directul, indiferent că e vorba despre transmisiuni internaționale de operă sau ale unor concerte simfonice, fie că e vorba de matinal pe care l-am făcut multă vreme la muzical, uneori chiar și emisiunea de seară, de direct, arpeggio, iarăși am făcut câțiva ani, dar deocamdată mă specializez pe operă. Și nici asta nu mi se pare o întâmplare, pentru că am crescut ascultând operă. Mama mea, cum vă spuneam, este și profesoară de canto la Ploiești.